Da, deci mi-am dorit să mănânc foarte multe fructe. Am mâncat mai multe decât m-aș fi așteptat, mai multe specii foarte, foarte bune, deci nu am ce să reproșez. Chiar naturale, da? Chiar am mâncat și fructe de care nici măcar nu știam că există, nici măcar nu știam cum se numesc, dar din moment ce le-am văzut acolo la, la masă, da? Pentru că am avut cum îi spune, am avut cu All inclusiv că, sincer, eu nu știam ce mâncare au ei și am zis că eu nu știu ce comand. Și ca să mănânc numai burger sau numai așa, nu m-am dus de asta. Și atunci am vrut să pot să mănânc din toate. Dar am impresia că toată lumea avea așa acolo. Că nu prea puteai să comanzi ca la restaurant. Aveai ore de mese, nu era ei sănătate. Uh, și știu că erau multe, multe, multe fructe. Uh, pe pepenele roșu, era să zic arbuz, în, în zona mea, așa se spune aici în Moldova, Moldova de România. Da? Uh, pepenele roșu, deci e delicios la ei. Un singur pepene nu l-am găsit ok, dar în rest absolut